caută forma după cap. Salutare tuturor, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Minecraft mod dat test pack pleasingul. Pum, mamă, cât de paiurea mea să zic chestia asta. Bun, episodul cu numărul 5, cred. Da, cred că este 5, nu sunt sigur. Oricum, am mai fost puțin aminat, să vă arăt pe acolo cât de frumos am minat eu. Pe aici au bubuit niște creeper, în cazul în care nu observați, bine, probabil că vă dați seama că e cam făcută prafoleacă zona. Actually, nici nu știu exact ce am făcut, adică, mă rog, am venit, am minat pe aici, am luat pe acolo ce găsisem, gold-ul, am făcut niște blocuri de gold, acum nu cred că o să avem probleme cu goldul o perioadă și încă mai sunt o groază de chestii pe aici pe care încă nu le-am luat și de care trebuie să mă ocup. Stați așa. Bun. Bun, așa. Am închis ușa, îmi cer scuze pentru asta. Și de fapt este așa. Bănuiesc că chestia asta nu se sparge cu pickaxe-ul de... cu pickaxe-ul cu... Da, mă rog, nu mai mă chinui. O să fac un pickaxe de diamond și o să sparg, mă rog, am luat pe aici tot ce era de luat, am luat o grămadă și mai am de luat mult coal, mult redstone, mă rog, multe chestii în general. Pam. Astăzi vreau să fac un quarry pentru că am toate cele necesare. Am 18 diamante și dacă nu mă înșel, ai nevoie de 11 diamante pentru un quarry și de asemenea vreau să-mi fac și un pickaxe de diamant, deci în total 14 diamante și să mai rămâne cu încă 4, pentru că vreau să mă duc și să obțin niște obsidian pentru niște iteme făcute din steel, oțel. Bun. God fucking damn it. Așa, să vedem. Aici avem următoarele. Gold, o să am nevoie de multe lemn. Dar chiar nu cred că mai am lemn dând și o culoare, nu? Sau nici nu știu, mai am lemn? Uite-mă că mai am lemn. Cred că atâtul mi-ajunge. Am nevoie de niște piatră, de niște iron, gold și uite aici aluminiu, să nu le pierd. Tot e de bucăți de aluminiu, bun. Gold am la mine. Ah, da, chiar, stați că vreau să încerc ceva. Uite, am chestia asta. Gold berry. Am... Ce-am făcut? Oh, n-am pus tot aici? Bine, stai. Bun, hai încă un bloc. Și ar trebui să încep să mai topez din chestiile astea. Bun, vreau să văd ce se întâmplă cu chestia asta. Se topește. Pure luster. Deci, chestia asta, teoretic, dacă o să încep să... cultivez lucrurile de genul ori să-mi dea gold și etică, pentru că ar fi super să fie așa. Bun, avem aici un crafting station, transformăm astea în... d-astea? Transformăm astea în d-astea, hai că am vorbit. Bun, o să am nevoie și de o bucată de redstone. Nu mai țin minte care era exact rețeta, adică țin minte care era rețeta, nu sunt sigur dacă a rămas la aceeași, dar tind să cred că a rămas. Actually, stați să văd, deci teoretic ar trebui să am nevoie de 7 gear-uri. Hai să nu le facem pe toate și să vedem după. De fapt, stai, în prima dată stone și după aia. Așa. Bun, avem gear-uri de stone aici, acum de iron și după aia de la iron trebuie să avem grijă. Trebuie să ne oprim, să zic așa. Bun. Acum, am astea de iron și o să vin așa, una, două, trei, pe urmă două și încă două, adică patru o să trebuiască să le facem, de fapt stai, patru o să trebuiască să le facem cu gold. Oho, avem ceva gold pe aici. Bun, patru. Acum ar trebui să am grijă și să le pun pastea înapoi în blocuri. Dacă știam, le luam așa direct. Pac, pac. Una, două. Nu mai am și un băț, trebuie să mai fac niște bețe.
două pickaxe-uri de diamante, unul pentru Cori, unul pentru mine. Știți, aș râde dacă s-ar fi schimbat, dacă s-ar schimba asta rețeta și eu m-aș chinui să fac după rețeta veche și să fie altă rețetă și să fi făcut chestiile astea degeaba. Chiar aș râde, ar fi frumos. Și o să trebuiască să fac și ceva generator de energie. Ok, uite, avem o bucată fix, adică gen o singură bucată de redstone și hai să vedem. Așa, acum din nou zic, încerc să-mi amintesc eu rețeta cum era în tech-ul ăla vechi. Shit. Stai. Bun, acum Q-worry. Q-U-Q. Uite-l. Ok, exact ce ziceam, mă așteptam să fie schimbată, gata, mi-a cât de prostă să... Bun. God shitting, damn it. Ok. Deci pentru asta avem nevoie de Lazurite Dust, care se face din... macerator. Ok, deci avem nevoie de prima dată de un macerator, deci nu putem să facem Quarry. Asta e Quarry Plus. Care se face... asta are gen direct în el. Ok. Oh well. Am dat un mic fail aici și am folosit diamante degeaba. Ok, avem nevoie oricum de 3 diamante. De un advanced circuit și de un mining drill. Pentru care să avem nevoie de un array battery care se folosește... Stai, este array battery din nou. Goddammit. Deci avem nevoie de titanium plate, pentru care avem nevoie de... extruder, plate bending, plate cutter, extruder, ok, deci plate cutting, căcate. Oh well. God damn it, mate. Era prea frumos fedele. Dacă stau să mă gândesc, era cam pe ăsta. Bun, deci prima dată avem nevoie de un mining drill, care se face din stainless, așa, și avem nevoie de un extruder sau de plate bending machine. Bun, prima dată. Plate bending. Plate bending machine. Bun. Care se face din holy fuck. Bun, avem nevoie de copper cable, de un force plate, care se face dintr-un force hammer. De fapt, dintr-un hammer. Oh, goddammit. Bun. Hai să facem așa. Ok, trebuie să las totul într-un chest. Da, nu știu. Bun. Stați așa. God damn it, cât de rău îmi pare că am făcut failul ăsta. Oh, well, se mai întâmplă. Bun, mai trebuie mie să fac totul după capul meu. Așa, deci, în primul și în primul rând o să avem nevoie de... de 4 pistoane, de orice fel. Un compresor care se face din... trebuie să prăjim niște de asta. Așa. Bun. Așa, hai să ne vedem treaba noastră. Deci, o să am nevoie de niște iron. Cred că mai avem, de fapt, iron aici. Da, da, încă destul. Bun. Iron, redstone nu prea am. Lemn am și cobblestone. Bun. O să trebuie să fac roșii de lemn. Cred că atât pentru astea. Ok, ok. Bun, acum hai să vedem. Parcă astea în părți. Sus, așa. Bun. Și o să iau 8, să fie, și să mai avem, știți? În caz de ce, bun. Deci avem prima dată două, adică 4 de-astea. Apoi o să avem nevoie de ce să facem. De control circuit care se face din... Aoleu. Deci avem nevoie de două de-astea care se fac din copper cable, care se face din rubber, și unsolid copper, care se face din copper plate, care se face cu steel hammer, care se face... Ai de capul meu, ok. Bun.
Deci o să avem nevoie de două tipuri de ciocani. În primul rând avem nevoie de tipul ăsta de ciocani, care să sperăm că o să fie suficient. Bun. Așa, acum știu ce e chestia asta. Bun. Cupru. N-am cupru. Ok. Cupru cred că am 14 ceva. Sper. N-am pic de cupru. Goddammit, mate. Oh, dar am ceva osmium să-mi bag piciorul. Ferosor, aluminiu, mă. Ok, trebuie să mă duc să iau cupru, trebuie să mă duc să iau niște rubber. Oh my fucking god. Ok, avem aici niște sticky resin care se prăjește și măcar din ăsta facem rost de tin orberry. Asta așa. Copper. A, deci e de ăsta. A, dar bronzul mi se pare că era cel care era smeltuit. Bun. Ok, dețin-o minte asta. Am nevoie de niște cupru. Prima și prima dată. De fapt am ăștia de copaci pe care vreau să-i iau și să-i pun, uite aici, să-i plantez și să sperăm să crească. Să sperăm că o să crească. Și acum ai înapoi. Cupru, de unde să fac eu rost de cupru? Uite, pe aici am niște chesturi în care nu cred că am pus nimic. Dar totuși puteam să sper, nu? Așa, vreau să văd cât ăsta a dat. Un nugget, bun. Deci o să trebuiască să-mi fac un fel de mini fermă de bubașuri din alea. De fapt, asta e că cred că am pe aici, uite, am gold, orberry și aluminium, ceea ce e super. Și hai să vedem. Pot, spre exemplu, să-i pun aici? Nu pot. Încerc și eu. Ok, nu merge. Pot să sparg? Nu pot să sparg. Am nevoie de un pickaxe. Goddammit. O să sparg aia de acolo. Hai să vedem. Bun, lăsăm astea două. Și ce am? Ferrosor, aluminium, iron, tin. Asta vine, bla bla bla, peridot, aluminium, orberry. Ah, goddammit. Bun. Trebuie să mă duc să minez cupru, neapărat să caut cupru, că nu am nici pic de cupru. Bun, hai să vedem. Altceva ce aș avea nevoie pentru chestia aia. Q-R-Y. Query, uite. Advanced Circuit. Știți, acum că stau și mă gândesc, ar trebui să mă uit la tutorial, pentru că s-ar putea să nu fie să nu fie nevoie de aceeași același fel de energie ca să se genereze energie pentru asta. Deci s-ar putea să mi-o iau în mână. Ok, deci Advanced Circuit ăsta, care cum se face? Stai, se poate face din lapis lazuli dust care centrifuge. Flint mortar care se face. Bun, deci asta putem să o facem ușor. Să facem chestie din aia de lapis lazuli, deci ăsta se face ușor. Advanced circuitul, aici e mai greu, că avem nevoie încă un advanced circuit și de titanium plate-urile astea și de mining drill. Stainless steel. Steel, oh fuck, stai, avem steel? Shit. Bun. Aparent trebuie să mă duc să fac rost de niște obsidian și să mă apuc să fac chestie din asta, goddammit. Bun. Scaila, materia sendiu. Nu e asta. Eliumite. Dar chiar că
Eu asta voiam să fac aluminium, bla 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 bla. Și asta e. Că vreau să văd cum se face steel în Minecraft. Steel. Ah, chain armor. Ah, shit. Căcat, frate. Ok, deci aparent ingot și manganiz. Dar nu știu dacă avem noi manganiz. Deci chestia asta devine din ce în ce mai complicată. Dacă noi nu avem manga, manganese dust, manganese dust, care se face din man, hai să lăsăm așa, man. Ah, ok, man, 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 hai mă. Manilene, molten manilene, ok, deci fără manganese, dacă am avea manganese, am putea să combinăm manganese cu iron și să ne dea din chestiuța din asta. Dar aparent nu avem. Deci singura noastră posibilitate de a face steel, ah, god damn it, este prin god damn it, și am făcut degeaba două de astea. God fucking damn it. Bun, acum trebuie să-l facem neapărat, pentru că ne-am folosit o groază de căcaturi pentru el. Bun. Mă simt prost, rău de tot. Bun, dacă tot e așa, ajutați-mă și pe mine, ce țin, nu știu, știți o altă metodă de a face steel sau decât dacă topești chestia de aia, că dacă nu, atunci e grav, rău de tot, să-mi bag piciorul. Trebuie să, nu știu cum se fac, cum să fac rost ca lumea de chestia din aia, de armură, de chains, de unde mă duc și iau. Ia stai, se craftează cumva chain. Nu, se craftează. E, bravo, mă, bravo. E, foarte tare. Bun, nu știi ceva, hai că eu mă duc acum, minez niște obsidian și fuck this shit. O să văd eu ce și cum. Cum ziceam, am nevoie de ajutorul vostru, dați-mi o idee, n-am nici cea mai vagă idee cum să fac, adică am o vagă idee, dar asta înseamnă că o să trebuiască să muncesc bine. De fapt, știți ceva, cum am zis, dacă mă duc să iau aia cu apă, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ok, aia cu apă și greata cu apă și o nenorocită bachet cu apă, nu, stai ceva, am zis aia cu apă, un bachet cu apă și o sabie, god damn it. Dacă aveți vreo idee ce să fac, chiar v-aș ruga să lăsați în secțiunea de comentarii, că eu acum sunt praf, n-am nici cea mai vagă idee, adică am o idee, dar cum am zis, cam greu. Oricum vă mulțumesc că ați fost atenți, nu o să mai filmez până ce termin cu bacul, nici măcar nu știu cum vedeți voi acest episod. Oricum vreau să fiu, știți, la curent cu comentarii, deci chiar v-aș ruga să lăsați un comentariu. Pe data viitoare am fost Cristi, sper că v-a plăcut, toate cele bune, bye bye!